Salut! Dacă nu ne-am văzut weekendul ăsta la Under the Ivy, să știți că a fost potop cu iarca lui Rares și s-a văslit până dimineață. Cu siguranță toți ne gândim la weekend, deci haideți să vedem prognoza pe săptămâna aceasta. Cum a venit toamna, iar diferența de temperatură se resimte, muzica ne va încălzi sâmbătă seara la Frinetti. Chiar dacă au peste 1000 de doritori, accesul la liceul Silvic va fi doar pentru 500 de persoane. Grăbiți-vă! Sâmbătă după amiaza, peste 1200 de persoane anunță o ploaie de culori la Electric Colors Timișoara, în Parcul Rozelor. Atenție, plicurile de prafuri colorate se achiziționează doar la intrare. Pentru că vremea încă ține cu noi vineri, pe acoperiș la Shopping City Timișoara, blackout le arată că și reprezentantele sexului frumos au ceva de spus în industrie. Peste 1400 de persoane sunt curioase să le vadă pe Nacadia, Tania, Ves și Lea. În același timp, în Piața Libertății se va desfășura Timișoara Science Festival, un festival care ne arată cumva o altă latură a științei. 2500 de persoane sunt interesate de cum se extrage ADN-ul unui căpșun. Vineri și sâmbătă, Muzeul Satului Bănățean găzduiește festivalul Plai cu peste 3500 de persoane interesate. Pe lângă muzică, vom avea parte și de alte activități, precum un program complet de yoga, ateliere de astronomie și un roleplay cu Alice în Țara Minunilor. Eu am fost Adina și